Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a publicat pe site-ul oficial un comunicat în care le cere clericilor și monahilor să respecte regulile de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2. Anterior, instituția bisericească a primit o adresă de la Inspectoratul Județean de Poliție Suceava, în care se arată că preoții au un rol extrem de important în această perioadă. Personalul clerical are în aceste momente, mai mult ca oricând, un rol puternic de formator de opinie și are capacitatea de a responsabiliza populația cu privire la normele de siguranță sanitară. În acest context, vă adresăm rugămintea de a readuce la cunoștința personalului clerical, prin canalele dumneavoastră de comunicare, necesitatea promovării respectării legalității organizării activității religioase și dispunerii măsurilor opozabile enoriașilor și credincioșilor. Se arată în adresa transmisă de Inspectoratul Județean de Poliție Suceava către Arhiepiscopia Sucevei. Șeful Inspectoratului de Poliție, Adrian Buga, a informat Arhiepiscopia că în spațiul public au apărut imagini video din timpul unor slujbe religioase în care se observă că enoriașii nu purtau măști de protecție, așa cum prevede legislația anti-COVID.